La Hâncești a fost inaugurat un sediu nou pentru detașamentul de salvatori și pompieri. Edificiul va oferi condiții moderne pentru angajați și este dotat cu turn de antrenament, un stadion și chiar pistă de aterizare pentru elicopterul SMURD. În cazul situațiilor excepționale, salvatorii vor interveni cu 5 autospeciale. Și ne mândrim cu un know-how care, de fapt, ar trebui să fie la toate unitățile de pompieri și salvatori. Construcția a costat $450.000 și a fost finanțată de Statele Unite ale Americii prin programul de asistență umanitară. La eveniment a participat și ambasadorul SUA în Moldova. Este o investiție din partea guvernului și poporului american în sănătatea, siguranța și prosperitatea poporului Republicii Moldova și suntem mândri de această investiție. Autoritățile speră că, datorită noilor condiții de muncă pentru salvatori, oamenii se vor simți acum mai în siguranță. Pentru noi, angajații de prima linie, echipamentele și tehnica din dotare oferă un suport substanțial în asigurarea securității vieții oamenilor în situații excepționale. Pompierii și salvatorii din Hâncești spun că acum vor fi mai rapizi și mai eficienți în intervenții. Avem un sediu nou și cu multe performanțe. Avem un turn de pregătire, teren sportiv, teren de sport, de mini-fotbal, de volei. Plus avem un mare plus, care practic nu la toate unitățile, la toate detașamentele, sunt pista pentru elicoptere. Și localnicii sunt foarte mulțumiți de inaugurarea noului sediu. Pentru toți americanii mulțumire foarte multă, că au așa, au făcut o clădire excelentă, pe ultimele metode de construcție, cu mașini, cu utilaje. Suntem mulțumiți, suntem bucuroși că s-a deschis la noi în oraș așa stații mari, mai ales pentru elicopter, e un lucru foarte bun. Detașamentul de salvatori și pompieri din Hâncești va deservi peste 120.000 de locuitori din raion și este al 10-lea sediu inaugurat în țara noastră. În scurt timp, două edificii similare vor fi construite la Cahul și la Ungheni.